Cu ce gânduri pentru noul sezon? Cu gânduri mari, vă dați seama. Ne dorim să terminăm pe podium. Chiar dacă anul trecut nu a reușit asta, dar cred că nu am avut norocul de partea noastră sezonul trecut și am pierdut cele două obiective, dar sezonul acesta vrem să terminăm pe podium și chiar să câștigăm cupa. Cum ești după ultimul meci al sezonului? Ți-ai revenit? Ești tot ok? Ai primit mesaje, telefoane la prieteni, sport? Da, am primit mesaje de la toată lumea și telefoane și tot ce se putea să pot urca mental. Acum sunt bine, sper să nu mai am nicio problemă și să dau totul în cantonament. Se pare că anul acesta se va miza mult pe tineri. Sper să l-ai și pe Marković lângă tine în atac. Normal, ați văzut și dumneavoastră câți tineri au venit la reuniunea lotului. Sper să fie bine pentru ei, să prindă minute și să demonstreze de ce sunt aici. Ce crezi că vă așteaptă în Austria acum? Din când am înțeles, sunt 5 meciuri amicale, am văzut că sunt 3 echipe destul de tari. Una dintre ele putem să picăm și în primul tur din Europa, cu Legia Varșovia. Sunt meciuri de pregătire, sperăm să le facem cât mai bine și să venim de acolo încărcați. Apropo de Europa League, te-ai uitat pe listă, ce adversari? Nu știu, se poate. Unul slab, Vedem cu cine vom pica. Acum nu putem decide noi cu cine picăm, cu cine vom pica, cu ei jucăm. Ți-ai propus ceva anume în acest nou sezon, sau mă rog, în viitorul sezon, să ajungi la naționala de tineri, naționala mare, un număr de goluri, ceva spectaculos? Doresc, vă dați seama, ca orice jucător îmi doresc să înscriu cât mai multe goluri, să fiu convocat la echipa națională, la Under 21 și ca echipă să ne clasăm cât mai sus în clasament, să prindem podium. Tu ai lucrat cu Cornel destul de mult la echipa a doua. Da, îl știu foarte bine pe domnul Cornel Papura. Nu știu ce să zic mai mult, dumneavoastră cred că știți mai multe ca mine, dar mie îmi place de tânsul, îmi place foarte mult, am lucrat cu el la echipa secundă și ne-am înțeles foarte bine. Te aștept să vă alege foarte bine în Austria. Da. El sau Cornel Brijan? Știu din antrenamentul lui, dar... Dure? Nu sunt foarte dure. Acum vedem ce va fi în antrenament, dacă s-a schimbat ceva sau nu. Dar am văzut chiar și ieri, la primul antrenament, deja după 5 minute, 10 minute cu mingea. Da, trebuia să... Antrenamentele fizice sunt cu mingea? Nu mereu, dar trebuia să ne acomodăm și noi puțin, că după 3 săptămâni de vacanță este ceva normal să intri puțin în ritm. Este contestat de suporteri în acest moment. Veți face tot posibilul să, după câteva meciuri, deja să fie pe placul lor și prin pregătirea pe care o va aduce la echipă? Da, noi vă dați seama că ne dorim să intrăm pe teren și să câștigăm fiecare meci. Din câte s-a văzut că am jucat foarte bine în ultimul meci cu dânsul, dar chiar nu am avut noroc, nu a vrut să intre mingea în poartă. O să încercăm din prima etapă să câștigăm fiecare meci și să rămână dânsul pe bancă. Mulțumesc.